Deputații PDL Sanda Maria Ardeleanu, Raluca Turcan și Gheorghe Alumițeanu au depus miercuri 25 septembrie la Camera Deputaților o inițiativă legislativă, Bursa Investitorului. Inițiativa legislativă propune un set de măsuri care pot conduce la compatibilizarea sistemului educațional cu piața muncii. Este vorba despre asigurarea de burse pentru elevii și studenții din învățământul profesional sau universitar de către întreprinzătorii privați. Aceste burse devin cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit și pentru aceasta este nevoie de o simplă modificare a codului fiscal. Aceasta ar fi prima prevedere. O a doua prevedere la care ne-am adus concret contribuția este legată de faptul că beneficiarii burselor vor fi obligați sau pot fi obligați de către agenții economici care susțin această bursă prin contract semnat la începutul bursei să lucreze maxim 3 ani pentru angajator. Deci este pentru prima oară când se oferă ceva de către un investitor, dar în același timp se și pretinde ceva de către acel angajator și noi am considerat că acel angajator care oferă bursa este îndreptățit să pretindă un maxim de 3 ani de activitate în firma respectivă. Acest proiect, Bursa Investitorului, răspunde de altfel și uneia dintre solicitările venite săptămâna trecută din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, în cadrul unui apel care a fost adresat tuturor parlamentarilor și care se intitulează Apelul pentru salvarea învățământului românesc, iar unul dintre punctele apelului se referă concret la identificarea soluțiilor pentru ca elevul absolvent să fie competitiv pe piața muncii. Mi-aș dori, încă o dată spun, ca acest proiect legislativ să fie susținut indiferent de culoarea politică a colegilor mei parlamentari.